Ziua Sfântului Andrei, protectorul României și ziua premergătoare marii noastre sărbători naționale. Ziua Națională a României, 1 decembrie 1918. Dragii mei, atâta timp cât nu vom înțelege că Ziua Națională a României s-a clădit pe jertfa, pe sângele și pe oasele unor ostași români care au prețuit mai mult decât orice libertatea acestei țări, nu ne vom putea bucura cu adevărat de această sărbătoare națională. Este o datorie de onoare pe care și astăzi o înfăptuim cu sprijinul Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județului Hunedoara, cu sprijinul Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Valea Jiului, cu sprijinul autorităților publice locale și al parohiei de aici, din Livezeni, din Sălătruc, tuturor le adresăm mulțumiri. Pentru că astăzi este un moment pe care îl însemnăm în cartea prezentului, gândindu-ne la trecut. Și ne amintim că într-o altă zi de mare sărbătoare, de Sfânta Maria, la 15 august 1916, primii ostași români care au căzut în marele război al reîntrăgirii pe meleagurile Văii Jiului sunt îngropați în acest cimitir. Trebuie să le prețuim memoria și trebuie să însemnăm astfel de locuri care sunt înscrise cu jertfă de sânge în cartea de istorie a neamului. Iar dacă vom face acest lucru și vom înțelege și prețui cu adevărat jertfa acestor eroi, atunci, dragii mei, ne vom bucura cu adevărat de sărbătoarea Zilei Naționale a României. Începem ceremonia noastră de astăzi într-un mod firesc cu imnul de stat al României. U-disc mode. Mulțumesc foarte mult! Dragii mei, pentru ca memoria jertfei înaintașilor noștri, jertfa soldaților români care au luptat pentru idealul de viacuri al românilor, unirea, să nu fie în veci uitată, era de datoria noastră să însemnăm și acest important loc din municipiul Petroșani cu numele eroilor căzuți pe aceste meleaguri în marele război al reîntregirii. Datorită domnului colonel Ioan Aldescu, am aflat cine sunt nominal acești soldați care și-au dat viața pe aceste meleaguri și l-am încrustat pe veci, cu sprijinul Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, pe o placă memorială care va dăinui în veci pe această frumoasă biserică, în acest loc bătătorit de istorie și jertfă. Permiteți-mi să invit în fața dumneavoastră pe președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, domnul Ioan Dorel Șchiopu, și pe primarul municipiului Petroșan, domnul Tiberiu Iacobriții, să dezvelească această placă. Vă rog, domnule. Mă
Vom face în cele ce urmează un apel de onoare al celor trecuți pe această placă și am să vă rog pe toți, dragi oaspeți, că atunci când este strigat numele unui erou la apel, să răspundeți cu toții. Căzut pentru patrie. Domnul Ion Dorel Șchiopu va face acest apel. Facem apelul solemn, deci numesc soldatul și aș vrea ca toți, într-un cor, să spunem mort pentru patrie. Sergent Lupulescu Lepădat, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Părinte, haideți cu o lumânare. Să punem lumânările jos ca să marcăm momentul. Uitați lădița. Așa, putiuța, pune-i jos. Da. Le punem culcate, domnule. Le punem culcate. Da, culcate. Le punem culcate, părinte, le punem culcate. Nu stau? Da, nu stau. Le punem bucăți prea înalte. Mănunchi. Trebuiau mai mici? Mănunchi, părinte, le punem mănunchi. Așa. Caporal Braicea Ion, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat Geamănu Vasile, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat Pârvu Ungureanu, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat George Pârvulescu, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat Popescu Lucu, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Este acolo. Soldat Popescu Ion, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat Bubăciosu Ion, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Soldat Rusu Ștefan, regimentul Gorj numărul 18. Mort pentru patrie. Caporal Mercioiu Constantin, regimentul 58, infanterie Gorj. Mort pentru patrie. Soldat Ciobanu Iosef, regimentul 58, infanterie Gorj. Mort pentru patrie. Soldat Tănase Ion, regimentul 58, infanterie Gorj. Mort pentru patrie. Soldat Bojinca Vasile, regimentul 58, infanterie Gorj. Mort pentru patrie. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte, să-i odihnească. Dragii mei, pentru ca
jertfa acestor oameni să fie primită și acolo sus, în ceruri. Ne rugăm cu toții pentru veșnica lor pomenire și îl rugăm pe distinsul părinte paroh să oficieze parastasul întâlnirii de astăzi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți începetare ale și ai primit, Doamne. Aliluia, aliluia, aliluia. Sufletele lor într-o bunătăță vor să răsui și seminția lor va moșteni pământul. Aliluia, aliluia, aliluia. Și pomenirea lor din neam în neam. Aliluia, aliluia, aliluia. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubire de oameni toate le chivemise și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești. Unule, ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților, robilor tăi, că spre tine nădejdea s-a pus, spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu tine zi și limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le l-ai născut născătoare de Dumnezeu nemântită. Și acești credincioșilor mântuire. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru fericirea, pentru adormire ostașii și luptătorii români, căzuți în data de 15 august 1916. Pe câmpul de luptă, pentru apărarea patriei, a credinței strămoșești, pentru întreginea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră și pentru casele sertelor, toate greșeala cea de voie și a fără de voie. Doamne, miluie, miluie! Ca Domnul Dumnezeu să acede sufletele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâm războaiele cu braț înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea de bună voie a unuia născut Fiului Tău, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi că ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin purtarea ta și prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă. Iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în calea înceata aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și s-au jertfit eroic. Sufletele acestora ca un nor de martori ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor păzesc hotarele pământului patriei. Iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartele lor orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți în ceata celor aleși, așa și în cer să-i numeri în oastea sfinților mucenici. Și precum s-au arătat cinstiți de către oameni, așa și înaintea ta, Dumnezeule, să fie așezat cu sfinții, ca acești viteji ostași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții au săvârșit-o. Pentru aceasta, drepte judecătorule, dăruiește-le în schimb cununa dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor să le urmăm vitejia. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei împărăției tale și pentru jertfa înaintașilor noștri. Binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării,
dăruindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire și îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, mutați de la noi și cei care odihnesc acum și lepălor veșnică pomenire veșnică veșnică și fericită pomenire veșnică pomenire veșnică pomenire veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte și să iubire. Mulțumim Preacucernicului Părinte, doamnelor și domnilor, ca să înțelegem. Mai aveți? Da. Se bine pomeniți. Să scrie placa aceasta în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, pentru care poate scrie pe numele Tatălui și a Sfântului Duh, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, mântuiește-ne și mântuiește pe noi. Mulțumim Preacucernice Părinte. Doamnelor și domnilor, ca să înțelegem mai bine locul în care ne aflăm și istoria acestuia în geografia și istoria națiunii române, vă propun să-l ascultăm în câteva cuvinte pe cel mai îndreptățit dintre noi să ne vorbească despre acest lucru, distinsul profesor universitar, istoric, profesor Mircea Baron. Aici sunt. Nu o să spun multe cuvinte, vremea nu ne ajută. Trei lucruri voi dezvolta și anume, primul, că locul în care ne aflăm și în lateralul, să spunem, bisericii de la Seletruc, în 1916, atunci când se întâmplă evenimentele în urma cărora acești soldați și-au dat obștescul sfârșit și vor fi înmormântați aici. Era spațiul acesta, făcea parte din comuna Livezeni, comună care la 1950 se desfințează și se va lipi, sau a fost alipită orașului Petroșani, iar în această comună existau în acel moment două biserici. Este vorba de biserica, le iau în ordinea cronologică, biserica Sânon, care este ridicată din lemn de frasin cel puțin la 1790. Așa spun clopotul, spune clopotul bisericii, primul clopot al bisericii. Și biserica de la Seletruc, care este ridicată, după știința mea, la 1802, tot din lemn, o biserică de lemn. După aceea, părintele Teofil Ioanoviciu, despre care o să spun două vorbe, va construi, se va învrednici să construiască între 1930 și 1940 biserica cu hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, care se află la viaduct. Biserica aceasta purta hramul Sfântul Nicolae, cred că și acum, Sfântul Gheorghe, da, iar biserica de la Sânon e Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. În comuna Livezeni și în satul Seletruc, a existat, poate unii știți, poate unii nu știți, între 1922 și 1940, pe Valea Seletrucului, a existat o mină închisă în 1940, care probabil nu se va mai deschide
niciodată. Deci asta este spațiul în care ne aflăm. După primul război mondial, când, mă rog, războiul se termină și constatăm că există multe cimitire ale celor care au fost îngropați, cu cei care au fost îngropați în urma luptelor din perioada august-septembrie în Valea Jiului, dar din august 1916 și până la sfârșitul primului război mondial în toată țara, se va constitui Societatea Cultul Eroilor, antecesoarea societății de astăzi, sub președinția Patriarhului Miron Cristea și președinția de onoare a Reginei Maria, iar societatea a avut în grijă sau și-a propus să aibă în grijă mormintele care deja existau ale eroilor căzuți în primul război mondial sau să creeze alte morminte ale celor care au murit în primul război mondial. Iar în Valea Jiului există asemenea morminte și monumente dedicate perioadei acestea din august-septembrie 1916. Părintele Teofil Ioanoviciu spune în, la un moment dat că în, în 1923 am coborât o seminte de ale fraților Gojen răsfirate prin munții noștri, formând un cimitir al eroilor în sat, sub strașina bisericii străbune. Deci putem presupune că aici, în locul acesta, a existat un cimitir al eroilor căzuți în primul război mondial, s-ar putea chiar cu cei 13 care i-am prăznuit astăzi să fi început acest cimitir al eroilor și probabil că au adus, așa cum s-a întâmplat și în restul Văii Jiului, au adus din munți și alți oameni, soldați care au căzut și au creat un cimitir al eroilor. Deci credem că aici, în locul acesta, a existat un cimitir al eroilor și ceea ce s-a întâmplat astăzi este o prelungire sau o reînviere, să spunem așa, a acelui moment solemn și a acelor momente din 1916 și de după primul război mondial. Despre părintele Teofil Ioanoviciu, poate unii dintre dumneavoastră știți, este părintele care a fost înaintea părintelui Octavian Pătrașcu, cel care nu demult ne-a părăsit. S-a pensionat în 1965. Părintele Teofil Ioanoviciu s-a născut în 1889, a făcut Academia Teologică la Sibiu și în iulie 1915, așa cum se întâmpla în vremea aceea, obștea satului sau a comunei Livezeni a decis, era un fel de concurs, dar care era organizat de către obștea comune a satului, a parohiei până la urmă, se acorde tânărului preot dreptul acesta de a sluji în parohia de la Livezeni. În 1916, deci în 1915 devine paroh, probabil că în 1916 el o fi oficiat slujba de înmormântare a soldaților care au fost înmormântați aici, va pleca cu armata română la retragerea în septembrie 1916, se va întoarce după un periplu lung, așa, de-abia în 1919 din acest exod și își va relua activitatea ca preot în comuna Livezeni, având în parohie cele trei biserici, biserica de la Sălătrug, biserica Sânon și biserica pe care s-a învrednicit să o construiască și care a, biserica de la Viaduc și care a fost sfințită în 19 decembrie 1940 și va sluji în această parohie până în 1965.
moare în 18 decembrie 1974, la, să spunem, 34 de ani, după ce reușise să ridice și să sfințească biserica de la viaduct, Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule profesor universitar, dr. Mircea Baron. Legătura dintre cei 13 eroi și acest sfânt locaș a fost descoperită în arhive militare de către distinsul domn colonel Ioan Aldescu, așa cum domnia s-a descoperit foarte multe lucruri legate de istoria Văijiului, de istoria evenimentelor militare din Marele Război al Reîntregirii. Profit de faptul că domnia sa este și astăzi alături de noi la acest eveniment și am să-l rog să ne spună câteva cuvinte. Domnule colonel. Mulțumesc. Stimate domnule primar, preacucernice părinte paroh, domnule președinte al cultului eroilor, domnilor ofițeri în rezervă și retragere, onorată asistență. Doresc să-mi exprim bucuria sufletească de a participa astăzi la un eveniment, deși cu eforturi, fiindcă știți că ieri au început la Râmnicu Vâlcea manifestările legate de comemorarea 170 de ani de la moartea la Palermo a marelui nostru istoric Nicolae Bălcescu, la care astăzi n-am mai participat, dar ieri a fost un eveniment deosebit și am ținut să vin aici. De ce? Fiindcă în timpul când am fost în activitate aici în Valea Jiului, nu am reușit să duc la bun sfârșit decât o carte cu armata română în Valea Jiului. Și parcă m-a răscolit, am ținut cont și de îndemnul biblic, dacă nu greșesc, părinte, al Sfântului Apostol Pavel, care zice într-o epistolă către corinteni: aduceți-vă aminte de înaintași, cinstiți-le faptele și urmați-le credința. Prin urmare, am încercat, după trecerea în rezervă, să scormonesc prin arhivele militare a găsi adevărul despre unii și despre alții. Domnul profesor Baron v-a spus aici, adică ne-a spus aici anumite date, însă eu aș vrea să-l rog pe părintele Nicolae, pe care îl cunosc de mulți ani, un om deosebit și cu suflet și care are simțul măsurii pentru a cinsti jertfa înaintașilor noștri, ca până la vară, la ziua eroilor, să putem face și un album al acestei parohii și să organizeze o urnă în care să aducă câte un săculeț cu rămășițele, cu pământ din satele celor 13 eroi gorjeni și al 14-lea erou sub locotenentul Paul Panțu, care este îngropat în cimitirul din Petroșani, în pogradia orașului, așa cum se spunea atunci. E adevărat, la ceremonia respectivă, de humarea lor, a participat și părintele Brumușescu, confesorul militar al regimentului Gorj numărul 18, și o să vă dăruiesc din arhive ordinul de staționare numărul 17, emis de comandantul grupului de acoperire Jiu, colonel Dumitru Icocorescu, la instalarea primarului din Petroșani, comuna urbană Petroșani, respectiv în persoana comerciantului Emil Pop și a bătrânului notar Vasile Dombora. Toate aceste documente să le păstrați, părinte, ca să fie ca o pildă pentru generațiile viitoare, fiindcă noi, dacă n-am știut până acum, măcar cei care vin după noi să cunoască aceste fapte de vitejie. Aș dori și vreau să vă încredințez în final că voi face tot ce îmi stă în putință ca acest început bun pus astăzi aici să fie transpus în fapte sau în practică în toate localitățile Văijiului, începând cu perioada următoare, că nu este loc sau palmă de pământ din terenul, din pămeleagurile Văijiului, care să nu fie stropită
de lacrimi și suferință prin sângele eroilor români care au murit pentru apărarea patriei. Este și un eveniment mai plăcut ca astăzi, 104 ani, să-i zicem, parlamentarii Văii Jiului, pe 30 noiembrie au plecat la Marea Unire de la Alba Iulia, despre care... Erau deja la Alba Iulia. Pe 30 dimineața. 30, da. Azi, azi 30, da. Așa, așa sunt documentele vremii, domnule profesor. Cu acestea fiind zise, îmi cer iertare pentru vorba lungă, poate, pe care v-am... Mulțumim, domnului colonel Ioan Aldescu. O foarte scurtă lecție de istorie și lecție de patriotism, în câteva cuvinte despre ce înseamnă evenimentul nostru de astăzi în istoria recentă, dar ce înseamnă Marele Război al Reîntregirii pentru națiunea română, am să rog să ne spună președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, filiala județului Hunedoara, domnul Ioan Dorâșchiu. Mulțumesc. Dragii mei, avem deasupra semnul aducerii aminte și trebuie să știm și să ne aducem și noi aminte, acest semn a fost pus pe fiecare casă care a pierdut un tânăr în război. Pentru că lista aceasta, pomenicul acesta de astăzi, părinte, e un pomenic săpat în piatră, sunt tineri. Bojincă Vasile, 22-23 de ani, din Peștișani. Este cineva de aici care are rude la Peștișani? În Gorj sigur avem cu toți. Fostul rector de la Gorj și din Peștișani, domnul Bojincă. Bun, ce suntem noi datori să ne amintim de ei? Și au câștigat ei dreptul la memoria noastră? Eu vă propun ceva foarte concret. Oamenii ăștia când au fost trimiși la război, să știți, dacă citiți discursuri parlamentare, vă apucă râsul. Au fost trimiși, mergeți soldați, mergeți, că cu dinții și cu mâinile goale îi veți zdrobi pe dușmani. Când s-au trezit săracii în tranșee, au văzut că realitatea era alta. Și n-am să vorbesc de la mine, vreau să vă spun trei paragrafe, nu mai mult. Noi am avut mare noroc că în România a venit misiunea franceză condusă de generalul Berthelot, fără de care s-ar putea ca România să nu fie astăzi. Și credeți-mă că nu spun cuvinte mari. În 1917, Rusia a propus retragerea armatei române în Rusia, pe teritoriul rusesc, inclusiv parlament, inclusiv guvern, inclusiv rege, curtea regală. Și cine să rămână în România? Armata rusă. Să apere. Ce se alegea de o armată română într-o Rusie bolșevică cuprinsă de revoluție? Dispariția se alegea. Ce se întâmpla cu România rămasă în grija armatei ruse? Devenea rusă. Și cine s-a opus a fost acest general, ilustru general Berthelot, despre care marele staf major rus a spus: domnule, dumneavoastră ești mai român decât românii. Am în mână o carte a unui locotenent din acea misiune franceză, Marcel Fontaine, care ține un jurnal și care a rămas atât de prieten, a rămas profesor în România după război. Și vreau să vă spun ce era în sufletul acestor tineri, acestor eroi trimiși. Și vreau să vă spun cum a văzut el soldații români când a venit când a intrat în România, a ocolit prin Norvegia, prin Rusia. Am trecut granița. Iată-ne, deci, totuși ajunși pe acest pământ românesc, atât de greu de atins. La picioarele podului, pe mal, un soi de fantomă cu aparență vag umană, un nefericit pierdut într-o așa zisă uniformă, închipuită din zdrențe de toate felurile, stă în picioare. Nu se știe prin ce miracol. Și chiar face de gardă, pentru că are în mână o pușcă. După acest amănunt și doar după el, presupunem că acest spectru este un soldat. Primul soldat român pe care ne este dat să-l vedem. Oare să fie oare armata română în ajutorul căreia am fost trimiși? Asta? Ce jalnic spectacol al mizeriei, nemilosul și sinistru peisaj înzepezit. Acum soldații... continuă drumul și întâlnește alți soldați. Acum soldații pe care îi întâlnim în grupuri sunt mai tineri. Sunt încălțați cu acelea sandale, dar poartă uniforme adevărate, desperecheate de alminteri, murdare, descusute, rupte, sfâșiate, din care lipsește uneori câte o bucată întreagă de stofă. Pe cap un soi de căciulă jegoasă, ceva între chipiu și caschetă de polițist. Oare să fie posibil să se fi trimis asemenea zdrențe omenești să înfrunte în luptă formidabilele trupe germane? Să fie asta armata pe care avem misiunea să o reorganizăm și să facem din ea un instrument al victoriei?
Pentru că așa au fost trimiși soldații aceștia. Nu eram pregătiți să plecăm în război, dar nu puteam să rămânem neutri, că riscam inclusiv dispariția ca stat. Și dacă suntem astăzi România, suntem pentru că 300.000 de astfel de eroi de tineri au căzut acum 100 de ani. Iată cum îi mai descrie. Tăcerea. Tăcerea este unul din lucrurile care îl frapează poate cel mai mult pe ofițerul venit de pe frontul francez și mai mult dintr-un regiment de meridional. Acolo, când un soldat este singur, cântă, fluieră sau înjură. Când sunt doi, vorbesc, se ceartă, se jignesc. Când sunt mai mulți, e zarvă, trâncănesc, se răstesc, cântă sau râd în hohote. Aici, mereu, tăcere. Dacă intru la orice ora zilei, în orice casă unde se află 2, 10 sau 20 de soldați, nu aud niciun glas. Toată lumea tace. Să fie oare ăsta temperamentul românesc? Sau doar urmarea înfrângerii, a mizeriei, a despărțirii lungi și totale de familia rămasă în țara invadată, cu care nu se poate coresponda pentru că serviciul poștal este aproape inexistent și, în plus, cei mai mulți nu știu să scrie. Dragii mei, există o carte, Preludiu la Blitzkrieg, scrisă de un american, în care descrie cât de repede ne-au bătut germanii în campania anului 1916 pe noi, armata română, și face o comparație cu ce avea să fie în mai 1940 în bătălia în care Franța a căzut doar într-o lună. Asta a fost realitatea. Dar acești oameni care au fost echipați, ajutați, instruiți, au putut face miracolul de la Mărășești, Mărăștiu și Oituz. Să știți că după acele lupte, generalul von Mackensen n-a mai primit niciodată comanda unei armate. Adică se poate spune că acești soldați, acești eroi, i-au scos armata din cap. Cred că oamenii ăștia și-au meritat dreptul măcar să ne amintim din când în când de ei. Și dreptul lor este datoria noastră. Asta ar fi deviza noastră la cultul eroilor, memoria ca pe o datorie. Dumnezeu să ierte pe toți eroii noștri. Mulțumim, domnule Ioan Dorășchi. Eu, într-adevăr, ne este greu să înțelegem, poate și astăzi, ce rațiuni, ce forțe interioare a putut să îndemne pe acești oștași români să lupte în asemenea condiții în marele război al întregirii, având în fața lor de apărat aceste steaguri. Aceste steaguri care sunt drapelele regimentelor de luptă 58 infanterie, respectiv regimentul 18 Gorj. Acestea sunt copii ale drapelelor originale ale celor două regimente de luptă aflate în custodia Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din Valea Jiului. Poate că locul acesta n-a fost suficient însemnat în ultima sută de ani, dar începând de astăzi, în mod evident, el va deveni un loc de pelerinaj, un loc de care trebuie să ne amintim și un loc care, în mod cert, va avea un rol însemnat în Cartea de Aur a municipiului Petroșani. Am nevoie de o confirmare a acestui lucru și tocmai de aceea, în finalul discursurilor de astăzi, am să-l invit în fața dumneavoastră pe primarul municipiului Petroșani, domnul Tiberiu Iacobriți, să ne aducă aceste garanții. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, părinte. E un moment important în viața comunității noastre. Astăzi este sărbătoarea noastră a românilor, este Sfântul Andrei. Mâine este 1 decembrie și, așa cum spunea și domnul profesor Baron, deja de astăzi erau prezenți delegații din Valea Jiului la Alba Iulia. Am ascultat cu mare atenție ceea ce s-a spus aici. Sunt lucruri pe care multe dintre ele nici eu nu le știam. Sunt multe lucruri pe care încă noi toți nu le știm, așa cum spunea și domnul colonel, încă căutăm adevărul și căutăm să aflăm ce s-a întâmplat exact în acele zile. Un lucru este cert și cred eu că acesta este modul prin care această armată română de 300.000 de oameni neechipați, neantrenați, au reușit să stea în fața armatei germane, a fost voința lui Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu puteau să învingă și să stea în fața celor armate bine pregătite și în frig și în condiții total neprielnice pentru oameni. Vedeți ce se întâmplă astăzi în Ucraina?
sigur, e o paralelă, nu e forțată deloc, însă foarte multă lume spune, domnule, nu-mi imaginam în anul 2022 să se întâmple din nou în Europa un astfel de război cu pușca și cu tancul și cu bombe și așa mai departe. Și sigur, foarte mulți dintre noi nu ne mai imaginam, credeam că războiul, între ghilimele, e unul economic, informatic, cibernetic și așa mai departe. Dar iată că nu. Și atunci stau și mă gândesc la ceea ce îmi spunea profesorul meu de filozofie și a domnului Șchiopu, că l-am avut pe domnul Țimbal Moș, profesor de istorie și de filozofie. El spunea așa, de 2000 de ani, oamenii nu s-au schimbat. Valorile, mă rog, principiile și virtuțile sau defectele care au fost practic analizate de mari filozofii ai acestei lumi sunt aceleași. Singurul lucru care s-a schimbat a fost progresul. Restul e la fel, adevărul, viața, moartea și așa mai departe, teme mari, demnitatea, orgoliul, vanitatea și așa mai departe, nu s-au schimbat. Natura umană nu s-a schimbat. Dar important este că la fel nu s-a schimbat de 2000 de ani credința. Și există credință în Dumnezeu și în Iisus Hristos și practic asta ține lumea. Restul sunt lucruri lumești care sunt efemere și cu atât mai mult faptul că noi, cei de astăzi, trăim într-o Românie liberă, independentă și într-o Uniune Europeană și NATO, este datorită acestor tineri și acestor oameni care au murit pentru România, ca noi să putem să vorbim românește și să trăim în această țară. Și avem datoria să o transmitem mai departe generațiilor viitoare, cel puțin așa cum am primit-o noi. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru inițiativă și pentru trudă și pentru faptul că aveți încăpățânarea de a transmite mai departe aceste lucruri foarte importante și mai ales aici la Petroșan, în această bisericuță de lemn foarte veche și care mie mi este foarte dragă și Părintele Nicolae știe și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumim și noi, domnule primar. Urmează, dragii mei, un moment pe care, fără îndoială, așa cum vă citea Dorel Șchiopu și din cartea care a venit astăzi, din cartea lui Marcel Fontaine, un moment pe care militarii din armata română și l-ar fi dorit să-l trăiască, să cânte, să își aline dorul de țară și să se îmbărbăteze într-un mod așa cum numai noi românii știm să o facem, prin cântec, prin poezie, prin artă. Îl avem alături de noi pe unul dintre patrioții tineri, dar extrem de înflăcărați ai Văii Jiului. Nu întâmplător este fiul lui Dorel Șchiopu, tânărul actor al teatrului din Petroșani, cu care ne mândrim cu toții, Andrei Șchiopu. La mulți ani și pentru mulți ani. La mulți ani tuturor, astăzi ca și mâine e o zi a tuturor românilor. O să vă cânt vreo două, trei melodii cu în ideea în care memoria este o datorie. O să vă cânt melodiile astea cu rugămintea de a nu lua nimic ca fiind de la sine înțeles. Libertatea nu e de la sine înțeleasă, e nevoie de sute de mii de tineri morți ca să ajungem la ea. Să nu am auzit de atâtea ori deșteaptă-te române că luăm de la sine înțeles și nu mai vrea nimeni să se deștepte. Am ascultat de atâtea ori treceți batalioane române Carpații, că am uitat de batalioanele române care au trecut Carpații, cum ar fi cei 13 care au murit aici, Dumnezeu să ierte. Cântec istoric ne aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătând ca unirea voi patrioți ascultați, un cântec de luptă.
batalioane române carpați la arme cu frunze și flori. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la trecători. Ardealul, Ardealul, Ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să ruptă-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Să ruptă-ți copile, părinții și frații, și-apoi să mergem la război. Înainte, înainte, spre marea unire, hotarul nedrept să-l zdrobim. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Să trecem Carpații, ne trebuie Ardealul, de-o fi să ne îngropăm de vii. Să fi făcură unirea ce inimi, spre Alba cu toții mergeam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți oamenii țării semnau întregirea, voința întregului neam. Toți eram regimente române, Moldova, Muntenia, Ardeal. Firească unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Firească unire cu patria mumă ne-a fost cel mai drept ideal. Și țin neapărat la încă o melodie pe care o iubesc foarte mult. O melodie pe versurile unui poet basarabean, Andrei Ciurunga, sfânt al închisorilor comuniste. Nu sunt vinovat față de țara mea. Muzică Tudor Gheorghe. La ceasul când cobor, legat în fiare, să-mi spășesc o sânda cea mai grea. Cu fruntea-n slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Cu fruntea-n slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că-mi place să se prindă rotundă ca o țară hora-n prag. Nici că-am primit colindători întindă, cum din bunii cântată mi-a fost drag. Dacă am strigat că haitele ne fură pământul, codrul, cerul, stea cu stea, și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Și sfânta noastră pâine de la gură, nu-s vinovat față de țara mea. Nu-s vinovat că am îndrăjit șacalii, când am răcnit cu țipătul durut, că nu dau un parâng pe toți uralii și că urăsc hotarul de la Prut. De aceea când cobor legat în fiare, să-mi spășesc o sânda
cea mai grea. Cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. Cu fruntea în slavă strig din închisoare, nu-s vinovat față de țara mea. La mulți ani, tuturor! Andrei Șchiopu, mulțumim foarte mult! Vă mulțumesc! Dane! Un scurt ceremonial de depunere de coroane de flori, pentru că nu e așa, unul din cele mai frumoase versuri din imnul eroilor ne îndeamnă de fiecare dată la astfel de întâlniri ca pe a lor morminte să presărăm ale laurilor flori. Veșnică odihnă eroilor neamului românesc, Părinte Nicolae, am să vă rog pe dumneavoastră să aveți ultimul cuvânt al întâlnirii noastre de astăzi. În primul rând, aș aduce mulțumirea lui Dumnezeu că sunt martor al acestui eveniment, apoi celor care au inițiat totul împreună cu domnul Șchiopu și cu ceilalți, și îmi revine sarcina de a vă încredința că vom păstra vie amintirea lor de acum încolo în biserica aceasta, în cimitirul acesta. Și al doilea lucru, aș vrea să vi-l spun tuturor, că este un imbold care nu este altceva decât lucrarea lui Dumnezeu cu noi, și așa o înțelegem mai bine, care a fost și cu ei, pentru că orice om are anumite limite, dar când intervine lui Dumnezeu, ceea ce ne cu neputință la oameni, cu putință la Dumnezeu, spunea Mântuitorul, există un imbold interior care îl face pe om să fie și mai puternic și mai rezistent în orice împrejurare. Ați dovedit-o și astăzi și noi cu toți am dovedit acest lucru și ne-a arătat încă o dată Dumnezeu în plus că a fost destul de fric. Și cu toate acestea am trecut peste vitregiile acestea de frig și de ceea ce, prin ce am stat, tocmai pentru faptul că acea putere a avut-o și eroii în ei de a se sacrifica, și puterea aceasta a sacrificiului nu vine de la om, ci vine dintr-un interior care nu este altceva decât lucrarea lui Dumnezeu în om. Altfel, ei n-ar fi putut avea puterea aceasta de sacrificiu. Este o lucrare a lui Dumnezeu, dar și voința omului. De aceea ei merită toată cinstea noastră că s-au sacrificat pentru libertatea noastră. Vă mulțumim! Mulțumim și noi, Părinte! Păstrați în suflet memoria acestei zile. Gândiți-vă mereu că sărbătorim Ziua Națională a României, pentru că acum un secol și ceva, bravi ostași ai armatei române au avut puterea, curajul și încrederea dumnezeiască de a lupta cu arma în mâini pentru ca noi, cei de astăzi, să trăim într-o Românie liberă, frumoasă
și demnă. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat astăzi la acest eveniment și vă invit, ori de câte ori aveți ocazia, să veniți aici la Biserica din Sălătruc, să rostiți o rugăciune pentru eroii neamului românesc și să puneți o lumânare acestor 13 eroi ale căror oseminte sunt îngropate pe aceste locuri. Vă mulțumesc tuturor, bucurați-vă de o zi a României așa cum vă doriți, în sănătate, pace, fericire și deplinătate. Vă mulțumesc tuturor!